Mă bucur să vă văd și să fim la acest moment în care împărtășim ceva din Cuvântul lui Dumnezeu. Cei care vă uitați pe YouTube, pe internet, poate ați văzut vreodată o poveste foarte interesantă a unui român pe nume Vasile Adamescu. Vă spune ceva numele ăsta? Cine, cine știe? Dar sunt câțiva. Cei care lucrează în domeniul social sau psi cu psihologia. Vasile Adamescu este un om, sau a fost, că a murit acum vreo 3-4 ani. Vasile Adamescu, un om care este orb. Era orb, era mut și era surd. Nu știu dacă ați întâlnit vreodată un om care să aibă toate aceste trei deficiențe. Orb, surd și mut. Să nu poți să vorbești, să nu poți să auzi. În același timp, vă imaginați ce lume are un om din ăsta în lăuntul lui. Nu are nicio noțiune despre culori, despre flori, despre mașini, despre oameni, despre sine, despre Dumnezeu, despre Univers. Niciodată n-a auzit un cuvânt, niciodată n-a auzit un te iubesc sau ești valoros sau ce faci aici sau cum te simți. Vă puteți imagina câtă întunecime există în lăuntru unui astfel de om. Nu are în memoria lui nicio imagine, niciun sunet. O doamnă psiholog de la Cluj, pe nume Florica Sandu, l-a luat pe acest om și a lucrat cu el ani îndelungați. Să-l ajute să înțeleagă lumea din jurul lui și să se înțeleagă pe el însuși. Vă dați seama ce muncă enormă, ce muncă obositoare, cu cineva care nu răspunde, cu cineva care nu te aude, nu te vede. După mai mulți ani. Uh, Doamna Florica Sandu a murit și l-a lăsat în grijă altcuiva, dar cu o muncă în, în spate foarte consistentă. Și l-a luat un bărbat care are grijă de el, care a avut grijă de el. Și a continuat munca. Și știți cum comunicau ăștia doi, dragii mei? Bărbatul care are grijă de el îi scria în palmă sau pe obraz sau pe spate, cu litere de tipar. Și a continuat munca asta și omul ăsta surd, orb, mut începea să înțeleagă tot mai multe lucruri despre sine, despre lumea din jur. Și a început să vorbească. Și a vorbit, dragii mei. Și nu doar că a vorbit, dar a învățat cinci limbi. A învățat să vorbească în cinci limbi. Într-un reportaj se duce în satul în care a copilărit și acolo pe unul dintre copii îl recunoaște după miros, am impresia, și el are o carte scrisă despre autobiografia lui și o dă la cei din sat să citească. Și o tante, o nană din sat, care avea toate aceste facilități, ținea carte invers. Este un paradox cum un orb, mut și surd, îi înmânează o biografie scrisă de autobiografie scrisă de el, în timp ce nana de la țară ține cartea invers, întoarsă. Știți ce este interesant, dragii mei? Că această poveste reală, din punct de vedere spiritual, este povestea mea și povestea ta. Că noi am venit în lumea asta și habar nu avem despre împărăția lui Dumnezeu. Trăim într-un univers închis, trăim într-un univers al nostru, în nesiguranța noastră, în orbecăirea noastră, în neliniștea noastră, în surzimea noastră. Așa ne-am născut, dragii mei, din punct de vedere spiritual. Domnul Iisus vine la noi, vine în lumea asta, dintr-o lume radical diferită, necunoscută pentru mințile și pentru experiențele noastre. Și se străduiește să comunice cu noi ceva din realitatea cerului, ceva despre genialitatea relațiilor de acolo, ceva despre sfințenia lumii de acolo, ceva despre eternitatea de acolo, ceva despre un plan bine întocmit, bine creat, bine croit, pe care îl urmărește foarte atent să-l ducă la împlinire. unul dintre instrumentele pe care Domnul Isus le folosește ca să comunice cu noi această realitate este pilda. În Matei 13, 34 și 35, Isus a spus noroadelor toate aceste lucruri în pilde și nu vorbea deloc fără pildă, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice voi vorbi în pilde, voi spune lucruri ascunse de la facerea lumii. O săptămână m-am luptat cu versetul ăsta să înțeleg ce înseamnă asta și abia ieri am, am cred că am înțeles o idee importantă și anume că acest concept și această idee despre împărăția lui Dumnezeu n-a fost descoperită lui Adam și Eva, lui Set, lui Enoch, lui Noe. Oamenii ăștia de la începutul lumii nu au avut percepția, nu au avut înțelegerea profundă a împărăției lui Dumnezeu și acum ea vine prin împăratul ei și împăratul ei începe să vorbească despre această împărăție. Și o punem pilde, pentru că este mai ușor de înțeles. Domnul Iisus spune în Marcu 4 cu 30, cum este împărăția lui Dumnezeu? Cu ce o voi asemăna sau prin ce o voi înfățișa? Iisus pune întrebările astea în public. Cum aș putea să vă zugrăvesc? Cum aș putea să vă descriu? Cum aș putea să vă prezint realitatea unui împărății pe care nu o vedeți, care este reală, care este autentică, care este puternică, dar nu o vedeți. Matei 13, Matei, în capitolul 13, ne dă câteva pilde, ne, ne dă câteva ferestre înspre această realitate, înspre această împărăție. Și Matei spune că împărăție este ca un om care a semănat o sămânță bună sau ca un grunte de muștar care crește, ca un aluat care se multiplică, ca un năvod aruncat în mare, ca un negustor care caută perle și ca o comoară ascunsă într-o țarină. Domnul Iisus folosește aceste ilustrații pentru a simplifica pentru mințile și pentru inimile noastre ce este și cum este împărăția cerurilor? Îmi place foarte mult când m-am uitat peste aceste pilde să observ că Domnul Iisus folosește o diversitate de ilustrații pentru că împărăția cerurilor nu este doar o comoară sau doar un juvaier sau doar un năvod aruncat în mare. Și nu folosește un limbaj prin care să cuprinde doar academicieni sau spiritualiști. Ce are o bogăție de expresii luate din agricultură, din pomicultură, din pescuit, din comerț, din bucătărie și din domeniul imobiliar. Adică pentru toată lumea. Pildele acestea au fost puse toate într-o zi. Așa că oricine din mulțime, absolut oricine, se putea identifica cu un domeniu și putea să facă o corelare între... Ce spune Isus despre împărăție și domeniul în care lucrează El? Și totuși vă întreb, era ușor de înțeles sau era dificil de înțeles? Avem două categorii, ucenicii care aud și pun întrebări și au posibilitatea să audă interpretarea și avem o mulțime largă care nu are posibilitatea și nu are acces la interpretare. În Matei 13 avem vreo două, trei pilde care sunt interpretate, dar în Marcu 4 cu 34, Marcu spune că toate pildele au fost interpretate pentru Isus, pentru ucenici de Isus. După ce Domnul Isus rostește pilda uh, semănătorului în Marcu 4 cu 13, Domnul pune două întrebări. Marcu 4 cu 13. Nu înțelegeți pilda aceasta? Cum veți înțelege atunci toate celelalte pilde? Adică pilda semănătorului este basic, este prima, este primul nivel de înțelegere, este cea mai ușor de înțeles dintre pilde și n-au înțeles-o ucenicii. Și Domnul Iisus spune, dacă n-ați înțeles pilda asta simplă, cum le veți înțelege pe celelalte? De asemenea, avem în Matei 13 cu 11, Iisus le-a răspuns, pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, iar lor nu le-a fost dat. Nu acum vine asta. Adică, pentru Tibii, îi dau posibilitatea, dar pentru Timotei nu-i dau posibilitatea să înțeleagă. A, este vorba de predestinare. Unii sunt predestinați și alții nu. Dacă ne uităm atât, în acest context, în versetul 15, că inima acestui popor s-a împietrit, au ajuns tard de urechi și au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Acesta este motivul pentru care unii n-au înțeles. Pentru că ei au hotărât că nu-i interesează. Că nu este pe înțelesul lor, pe preocuparea lor, nu mă interesează. Învățătorul ăsta spune multe, nu mă interesează. Pare un tip interesant, că am auzit că face și minuni și zice ceva ce n-au mai zis alții înainte. Dar nu mă interesează nici așa. Eu am regulile mele, am viața mea, am obiceiurile mele, am uh, focalizarea mea, nu mă interesează. Îmi împietresc inima. De ce este dificil de înțeles o pildă? Și noi, care venim la biserică, vom spune, dar nu e dificil de înțeles. Oare? Pentru că la nivel de suflet, dragii mei, la nivel de minte, noi înțelegem, pentru că se vorbește în limba română și putem face această comparație cu ogorul, cu năvodul, cu juvaieru, cu, cu uh, aluatul și așa mai departe. Este ușor de înțeles la nivel de minte. Dar pilda trebuie înțeleasă la nivel de duh. Și o să revenim la asta mai încolo. Iar un alt motiv pentru care este dificil de înțeles este pentru că inima noastră este blocată și înțelesul este ascuns. Dacă nu există o disponibilitate de a înțelege, Aș spune, da, pe mine nu mă impresionează, pe mine nu mă mișcă. Și parcă sunt un tip tare dacă nu mă mișcă sau nu mă impresionează. Și nu înțeleg că, de fapt, inima mea este închisă, este ferecată, este blocată ca să nu pătrundă o altă realitate decât ceea pe care pot să o controlez singur. Decât lumea mea pe care pot să o controlez. Am avut pe inimă, în ultima perioadă, această pildă din Matei 13 cu 44 și aș vrea să o punem în atenția noastră. Și aș vrea să vă cer să o citim împreună. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește, o ascunde și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarii în aceea. Mă impresionează modul în care Domnul Iisus poate să comprime o realitate așa de mare în cuvinte așa de puține. De ce Domnul Iisus folosește o pildă despre o comoară? Ce credeți? De ce Domnul Iisus vorbește, folosește o pildă despre o comoară? Mă ajutați? Ne ajutăm? Aurica, Felicia, voi sunteți cele mai rapide la răspunsuri. Anca, te rog. Pentru că este ceva prețios, foarte bine. Comoara este ceva prețios. Comoara, când e vorba de comoră, când e vorba de bani, când e vorba de resurse, parcă trezește un interes, parcă toți am fi interesați. Parcă fiecare dintre noi i-ar place să ajungă în posesie. Fiecare dintre noi în copilărie visează un loz în plic câștigat cu sume mari. Fiecare dintre noi are visul acesta în copilărie, adolescență, tinerețe, să ajungă la o avere mare, să ajungă la o comoară mare, și pentru cei mai mulți de aici, de când începem să devenim mai realiști, visul acesta pălește. Este ușor de înțeles, este valoroasă, ilustrează valoarea împărăției. Iar oamenilor le plac istorisirile cu bogăție. Este un articol într-o revistă din Atlanta despre un american cu numele Rob și celălalt nume e mai complicat, așa parcă sună mai polonez. Și omul ăsta are o băcănie, are un magazin așa micuț, din care trăiește el, din care își întreține viața. Și are o pasiune pe lângă asta, să caute uh, pietre scumpe. Este un caz real. Și omul, uh, în timpul lui liber, uh, se duce să caute uh, pietre scumpe. Și s-a dus în Carolina de Nord, în căutările lui, și într-o zi a găsit o piatră așa albastră, mai măricică, așa de vreo 500 de grame. I s-a părut interesantă, dar nu avea certitudine că ar fi de mare valoare. Totuși a, luat acasă și a băgat-o sub pat. După 20 de ani, într-o zi, se uita la Discovery, la un canal de televiziune, Discovery, și acolo aude despre o piatră albastră de mărimea asta de vreo 500 de grame, se numește Steaua lui David. Și comentatorul spune că această piatră are o valoare estimată la 3 milioane de dolari. Și omul ăsta a făcut clic, s-a aruncat supat, pat și a scos-o de acolo și a studiat-o și a dat seama că e vorba de piatra lui. Probabil că nu este doar un exemplar, sunt mai multe. Dar avea 3 milioane de dolari pe care îi ținea sub pat și nu făcea nimic cu ei. 3 milioane, dragii mei. Cei mai mulți dintre noi bănuim cum arată 3 milioane. Adică tu și familia ta puteți trăi boierește aproape oriunde vreți în lumea asta, fără să mai munciți. O zi. Și nepoții. Da, puteți lua și nepoți. Dacă administrați bine comoara și nepoții. Aș vrea să ne uităm la verbele care sunt, la acțiunile, la verbele care sunt în această pildă Exagerat de scurtă, primul verb este faptul că o găsește. Că un om găsește o comoară. De ce omul ăsta găsește comoara? El este predestinat să găsească comoara. Textul nu ne spune că el o căuta. Noi bănuim că o căuta. Pentru că o comoară este ascunsă undeva în pământ undeva într-o scorbură, undeva într-un loc protejat. În, în, pilda următoare, când negustorul de juvaiere se duce el să caute și avem verbul acolo că el o caută, dar în, aici Domnul Iisus spune doar că o găsește. Și aici vreau să vă spun că de-a lungul secolilor părinții bisericii, liderii, preoții, pastorii care urma mai târziu, de multe ori spiritualizează pildele și spun, știi, pilda asta înseamnă, vorbește despre Israel, care este o comoară ascunsă în lumea asta. Alții spun că e biserica ascunsă în lumea asta. Alții spun că Isus ascuns în țărâna asta, iar alții spun că suntem noi ascunși în lumea asta. Și nu m-am luat după niciuna din interpretările astea, ci am luat-o exact așa simplu cum o spune Isus, pentru că ea are un mesaj. Dar dacă ar trebui să ne punem întrebarea, noi suntem aleși de Dumnezeu sau noi îl alegem pe Dumnezeu? Cum vă explicați asta? N-aș vrea să intru prea adânc în, în, în întrebarea asta, dar vreau să spun că este un paradox în Scriptură că samaritean, ca într-o zi, vine la fântână, vine după apă. N-are niciun plan să se întâlnească cu Mesia. Nici nu știu dacă s-a rugat în ziua aceea sau dacă a intenționat să întâlnească un lider spiritual evreu. Ea merge în mod natural în o zi din viața ei în care se duce după apă și acolo se întâlnește cu Hristos care îi vorbește despre mântuire și ea se întoarce acasă plină de bucurie. Iar în contrast, avem un tânăr bogat, un tânăr moral, cu o viață exemplară pe care ai vrea să-l ai în grupul tău. Și pentru că e un cu bani, și pentru că trăiește moral, și pentru că el caută împărăția lui Dumnezeu. Și nu numai atât, dar se străduiește din copilărie, din tinerețea lui. Vedem o, o samariteancă care nu caută și găsește. Și vedem un tânăr moral, bogat, care e în căutare și vine să se întâlnească cu împărăția, o întâlnește. Dar nu este dispus să plătească prețul. El este predestinat să nu creadă. E o decizie pe care o ia. Are un privilegiu pe care îl refuză. Are o oportunitate pe care o respinge. În același timp avem Ioan 3 cu 16. Ce spune Ioan 3 cu 16? Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul său fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ok, și care e varianta? Înțelegeți că noi dorim o variantă pe care să o simțim și să o controlăm, pe care să o înțelegem cu mintea. Acest om găsește o comoară și ce face cu ea? Este al doilea verb, o ascunde. De ce nu o ia cu el la casă? Depinde ce ai în minte când te gândești la o comoară. Pentru unii, comoară e o cutie mică cu câteva bijuterii. Pentru altcineva, o comoară este o cutie mai mare pe care ai putea să o maschezi sub un palton, sub un impermeabil sau să pui frunze pe ea, să o bagi într-un sac. Dar faptul că omul nu poate lua cu el acasă este un indiciu că această comoară este, este mare. Este riscant să fie văzut de proprietarul terenului în timp ce îl sapă, în timp ce o ridică și o pune pe umăr. Hei, hei, stai puțin, ce faci în grada mea? Ce ai găsit acolo? Hopa! Omul, al doilea verb, a doua acțiune pe care o face acest om care, ascunde, care găsește comara, este că o ascunde, este prea mare. Nu riscă să-l vadă proprietarul sau altcineva este prea mare și nu poate să o ducă de unul singur acasă. O pune într-un loc unde doar el știe, o ascunde. Sunt ferm convins că n-a pus în același loc. Trebuia să o pune într-un loc unde doar el știe. O ascunde, o pune la adăpost. Al treilea verb este că se duce și se duce și bate toca și spune la toată lumea ce comoară găsi el. Și spune și unde am găsit-o. Și spune și cât-i de mare. E vorba despre vreo 100 de milioane de euro sau de dolari. 100 de milioane de euro. Ce zice? Sunt un tip grozav că am găsit-o. Mă iubește Dumnezeu, numai mie mi-a arătat-o. Dar nu vă spun unde-i. Se duce și vinde tot ce are. Adică, Mașină, apartament, laptop, telefon, televizor, aragaz, covor, bicicleta copiilor, PlayStation-ul, mingea de fotbal, paleta de ping-pong, cadou de nuntă, tot, 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 tot ce are, dragi mei. Tot, tot. Rămâne cu hainele pe el. Vinde tot ce are. De ce vinde tot ce are? Pentru că înțelege valoarea ei pentru că înțelege această valoare uriașă pe care o are comora care nu poate fi pusă alături de absolut nimic din ce are el, din ce a agonisit el o viață întreagă. Înțelege valoarea ei, apoi un al doilea factor care îl determină este bucuria acestei înțelegeri. Bucuria acestei înțelegeri îl determină să acționeze cumva, să vândă tot. Numai dacă ai vedea pe cineva că vinde tot pentru că are o idee de afaceri, ce zice despre el? Alin, ce zice despre el? Este o nebunie, dragii mei. Este o nebunie. Este o nebunie pe care trebuie să o confrunți, cu care te confrunți și trebuie să confrunți opiniile tuturor oamenilor. Pentru că tu ai găsit o comară despre care ei habar n -au. Și simți o bucurie și ai o bucurie pe care n-ai cum să o explici. O bucurie care vine din înțelegerea acestei valori. Iar în al treilea rând, ca să se asigure că are suficienți bani ca să nu rateze târgul. Imaginați-vă că merge numai cu 50% din valoarea terenului. Se interesează cum se vinde bucata asta de pământ pe care o are tipul ăsta. Dar probabil vreo 50.000 de euro, da? Și atunci ce fac? Mă risc? Dacă îmi cere 60 un am, nu devin bănuitor de ce vreau să-i cumpăr țarina? Nu cumva a doua când mă duc la el să negociez, că mai fac rost de bani, mai mă împrumut de la prieteni și fac rost de bani, nu cumva o să dau de bănuit că am ceva, un mister pe care nu-l spun și omul se blochează și nu o vinde? Mă interesez cât face terenul. 50 de mii. Eu iau cu mine 100 de mii. Ca să mă asigur că târgul este lejer, că e oferă omului un preț pe care nu-l poate refuza. Pe care, în urma care vă spune, în două zile am plecat de aici și ți-l dau, nu mă mai interesează. Vreau să spun că, așa cum vedem aici, avem un copil. Nașterea unui copil setează, resetează uh, prioritățile, Re, ne resetează viața, mai ales când vine primul. Și când vine primul, zice cineva și scapă biberonul jos, foa, trebuie să-l băgăm în apă fiartă, trebuie să-l spălăm bine și să-l ștergem. Când vine al doilea copil, nu suflăm peste ea și o băgăm în gură. La al treilea copil, lasă-l să plângă că-și dezvoltă plămânii. Dar când vine primul, când vine primul copil, ți se resetează viața. Toate activitățile, toate... Uh, satisfacțiile care le-ai avut până în acel moment se subordonează la valoarea care ți intră în casă, la lucru care îl prețuiești cel mai mult. Cred că ați experimentat și voi, așa ai? Dacă vii seara acasă la 11, la 12, dacă dormi la prieteni, la naș, la fini, mergi când vei, vii când vii, nu mai poți să faci asta. Pentru că ai acolo comoară, este cel mai important lucru din viața ta este cel mai provocator, că îți aduce cea mai mare bucurie. Ce se întâmplă când un băiat și o fată se îndrăgostesc și se plac? Același fenomen. Persoana cealaltă devine o comoară, devine o bijuterie uriașă, devine uh, un instrument de resetare a valorilor, a obiceiurilor, a lucrurilor, a activității, a vieții. Te resetezi. Mintea ți acolo. Inima ți acolo. Toată ființa ta participă la discuție, la întâlnire. Toată inima e focalizată undeva. Relația cu prietenii vechi se limitează, se reduce. În al patrulea rând, ce face omul acesta este că se duce și cumpără țarina. El nu cumpără comoara, el cumpără țarina, el cumpără terenul. Imaginați-vă că s-ar duce la proprietarul terenului și spune Am găsit o comoră acolo la tine în grădină, nu vrei să-mi o vinzi? <laughs> el se duce și cumpără aria întreagă. Adică nu nu riscă absolut nicio idee în defavoarea lui. Nu dă niciun indiciu despre planul lui. Cumpără toată țarina. Nu zice, nu -mi vinzi mie un petec de pământ aceea, Că vreau să-mi fac o căbănuță aici, să am așa pentru weekend. Deci nu riscă absolut nimic, dragii mei. Vinde tot ce are, absolut tot. Și merge și cumpără țarina în întregime. Și normal că se ridică întrebarea dacă este moral să plătești doar terenul. Este moral să mergi la cineva să-i spui, învinzi terenul tău, știind că acolo este o comoară. Ce ziceți? Știu că cei mai mulți deja știți răspunsul. Dacă proprietarul pământului știe că are o comoară acolo, dacă este a lui dacă el a muncit pentru ea, dacă este o moștenire a lui, dacă ea aparține lui, ce spune? Acest teren nu este de vânzare. Acest teren nu este de vânzare. Dar dacă o vinde la prețul bun, hopa, am primit un preț bun, unde mai primesc eu prețul ăsta dublu? O ăsta mă fără dublu. Cred că e un om cu bani, cred că vrea să-și facă el cabană, pescărie, nu știu, zipline și așa mai departe. Dacă primești dublu, fiecare dintre noi se cam mută din casa lui, nu-i așa? Aproape fiecare dintre noi ne-a mutat din casa noastră dacă cineva ne fără dublu. Dacă proprietarul terenul ar ști ce comoară are acolo în pământul lui, nu ar vinde. Acesta este un indiciu că el nu știe de comoară pentru că nu este a lui și este disponibil să vândă. Care este mesajul acestei pilde? Acum, dacă am fi într-un grup mic, v-aș lăsa 5 minute să meditați. Dar așa nu vă las numai patru. Care este mesajul acestei pilde, dragii mei? Este simplu. Omul care găsește împărăția, înțelege valoarea ei și își resetează viața și prioritățile în funcție de împărăție. Omul care găsește împărăția, înțelege valoarea ei și își resetează viața și prioritățile în funcție de împărăție. Acesta este criteriul după care își organizează, își, setează, își resetează viața și prioritățile împărăția. Ea devine centrul vieții lui. Ea devine autoritatea supremă a lui. Ea devine categoric, incontestabil piesa cea mai importantă, elementul cel mai important, oglinda după care se ghidează. Factorul decizional este controlat de această comoară care este împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu devine punctul central al vieții, devine prioritatea supremă, devine lentila prin care se uită la viață. Vedeți, până când să întâlnim această împărăție, până să ne întâlnim cu împăratul și cu împărăția lui, sinele nostru, sinele meu și sinele tău este oglinda, este factorul determinant. Ce îmi place mie, ce vreau eu, cum vreau eu, cum doresc eu, în funcție de visele mele, în funcție de aspirațiile mele, în funcție de mediul în care am crescut eu. Când cineva se întâlnește cu împărăția lui Dumnezeu, această împărăție devine punctul central, prioritatea supremă, lentila prin care își vede viața, prin care se uită la viață. Înțelegi cu mintea sau cu Duhul? Mulțimea n-a avut privilegiu să audă interpretarea. Ucenicii au avut privilegiu să audă interpretarea. Noi astăzi am avut privilegiu să auzim o explicație, o posibilă interpretare. A înțeles-o? Ai înțeles-o înțeles cu mintea sau ai înțeles-o cu Duhul? Cum aș putea să știu dacă am înțeles-o cu mintea sau cu Duhul? Nu este complicat, dragii mei. Dacă înțeleg cu mintea, zic, interesant, frumos. Am mai auzit-o. Am mai auzit-o spusă și de altceva. Mai bine. Uh interesantă, mă... Ba, e chiar interesantă. Da, și pe mine mă impresionează că așa de multe, așa conținut bogat într-un singur verset. Foarte interesant. Se vede ce scrie pe tricoul meu. Cei care au fost în tabără știți, așa -i? Dacă eu sunt un membru la biserică sau sunt ucenic al lui Hristos. Este o distinție uriașă, dragii mei, între un om care frecventează, care se adaptează, care se lipește de un grup mai mare și cineva care își asumă împărăția. Membrul înțelege cu mintea și filozofiază. Ucenicul înțelege cu duhul, vinde și cumpără. Dacă înțelege cu mintea, filozofezi dacă înțeleg cu Duhul, sunt dispus să vând orice, sunt dispus să cumpăr țari în aceea. Membru nu caută împărăția, el nu se expune, nu vede împărăția centrală. Nu este pentru el este împărăția și religiozitatea și creștinismul, sunt doar un domeniu al vieții. Doar o zi din săptămână. Ucenicul prioritizează, scoate afară, se resetează. El nu mai rămâne la fel. În urma acestei înțelegeri despre valoarea împărăției, el se setează diferit. Membru zice, a, știu cui se potrivește pilda asta, mă bucur că a fost la biserică astăzi. Sau îmi pare rău că n-a fost cineva aici astăzi să audă. Cred că s-ar fi potrivit foarte bine. De asemenea, membru spune, mi-ar place să găsesc o comoară. Trăiesc pentru a face o comoară, muncesc pentru a face o comoară, visez să ajung la o comoară. A, ah, dacă sunt aici și am auzit că Dumnezeu ne răspunde la rugăciune, membru zice, Doamne, ajută-mă să găsesc o comoară, adică aur. Ucenicul, zi, ucenicul are bucuria comorii și o poartă cu el. Nu contează dacă ești introvert sau extrovert. Și introverții se bucură, dragii mei. Doar că nu ne dăm noi seama, că nu vedem pe fața lor. Dar și introverții au un mod al lor de a se bucura. Și atunci intensitatea bucuriei exprimată arată dacă eu am în sau nu. Nu neapărat este un criteriu bucuria, ci vânzarea a tot ce am este criteriul că eu am înțeles. Renunțarea la tot ce am îmi dă mie un indiciu că eu am înțeles cu Duhul, nu cu mintea. Deci ucenicul are bucuria cu omorul, o poartă cu el și el are ceva de oferit altora. Într-o zi zice ceva: am fost astăzi la biserică, nu a fost nimic interesant. Nu m-am ales cu nimic. Și am zis, ce ai oferit altora? Înțelegeți, dragii mei, că noi când venim la biserică, venim cu o inimă setată să primim ceva, să primim vindecare, să primim încurajare, să primim o lumină, să primim o direcție, să primim, să primim, să primim. Ce ai oferit astăzi bisericii? Da, vei spune: "Da, eu nu sunt nici cu cântatul, nici cu predicatul." Nici nu trebuie să fie a fi un haos dacă am fi toți cu predicatul și cu cântatul. A fi o debandă, a fi o bătălie, a fi o competiție, a fi un clasament. dar în tine este o comoară uriașă și tu ai ceva de oferit. Dacă simți că n-ai ceva de oferit, ori nu ai găsit comoara, ori comoara este blocată în tine. Ori nu mai acționezi din perspectiva ei. Ea nu mai creează bucuria și entuziasmul de a te orienta înspre alții, ci doar înspre tine. Ca și americanul rob care îți ține Piatra albastră supat, 20 de ani. Mă întreb dacă omul ăsta avea 50 de ani și la 50 de ani putea să o vândă și a ținut-o până la 70. Oare avea vreun regret? Cu siguranță, așa e felul. Cu siguranță să ții o comoară așa de mare 20 de ani și să nu o folosești, să nu te bucuri de ea, să o ții supat. Dragii mei, procesul uceniciei este dificil, este sufocant, este frustrant, chiar imposibil pentru cineva care n-a găsit comoara. Este imposibil să faci ucenicie cu cineva care nu s-a întâlnit cu Hristos, care nu a experimentat această descoperire, care n-a găsit niciodată ceva în afară lui așa de prețios, așa de măreț, încât să fie dispus să renunțe la absolut orice procesul ucenicie este imposibil. De asemenea, vreau să spun că lumea în care trăim noi își flutură comorile ei. În fiecare zi noi suntem bombardați din media, din relațiile cu oameni, din mediul în care muncim, din, din, din mediul în care trăim cu valorile lumii acestea care ne spun în fiecare zi ce e valoros, ce e important. Și spun că Comora noastră nu este autentică, nu este uh, reală, nu este puternică, nu este uh, de invidiat, nu este de căutat, nu este bună, nu este satisfăcătoare. Și în mintea noastră este această bătălie. Care este valoarea supremă? Care este valoarea aceea și comora aceea, lucru cel mai de preț care îmi setează sau îmi resetează mie valorile și activitățile și viața? În jurul cărei valori se setează viața ta? Care este valoarea supremă în jurul căreia tu îți aduni și subordonezi prioritățile și activitățile? Ce este pentru tine lucrul cel mai de preț pe care nu l-ai negociat niciodată? Și, ai fi, și ești dispus de fiecare dată să subordonezi orice activitate, orice altă valoare, orice altă, o altă provocare? s-o aduci sub autoritatea acestei comori. Ce prețuiești cel mai mult? N-aș putea termina predica asta fără să ne amintim că Domnul Iisus a renunțat la cerul lui, s-a dezbrăcat de sine, s-a dezbrăcat de atributele lui supranaturale sau dumnezeiești ca să vină într-o lume mizerabilă, să vină în lumea noastră de orbi, surzi și muți. Să se facă înțeles, să ne scrie în palmă, să ne scrie pe spate, să ne scrie pe obraz, să ne scrie pe inimă, să ne atingă inima, să ne învețe să gândim, să ne învețe să luăm decizii, să ne învețe să prioritizăm. El a venit în lumea asta, dragii mei, pentru noi, ca să ne reseteze viața, să ne deschidă mintea și inima și Duhul înspre o altă realitate eternă pentru că noi suntem cu capul în pământ. Noi încă zgrumăm, noi încă căutăm comorile din această realitate fizică. Mă apropii de încheiere și vreau să vă spun că pildele despre împărăția cerurilor din Matei le-am putea pune în patru idei, și anume împărăția crește și ajunge de folos lumii, împărăția cuprinde mulțimi, foarte mulți oameni, mulțimi de oameni, împărăția se multiplică în condiții grele și deși începe, dacă ne uităm la bobul de muștar, la aluatul la mic, și deși începe fără mari promisiuni, împărăția lui Dumnezeu se extinde și astăzi a ajuns pe toate continentele lumii. Este un lucru fantastic, dragii mei, că în 2000 de ani această împărăție s-a dezvoltat pe toate continentele lumii. Și în al patrulea rând, împărăția lui Dumnezeu este valoroasă, ea aduce bucurie și implică resetarea priorităților noastre. Câteva concluzii. Care ar putea fi câteva concluzii în urma acestui mesaj? Simple. Unul, faptul că Isus vorbește pe înțelesul nostru. Faptul că Isus nu vrea să pară un academician pe care nu-l înțelege nimeni. Nu vrea să folosească neologisme și un limbaj uh, înalt ca să arate mulțimii cât este de deștept. Cel vorbește în pildă, el folosește pilda, el face asocieri din lumea noastră, a mediului în care trăim noi, ca noi să putem face conexiuni și să înțelegem ce este și cum este împărăția cerurilor. În al doilea rând, împărăția lui Dumnezeu poate fi găsită de căutătorul atent, de cineva care este atent, de cineva care este receptiv. Și chiar dacă noi am fi receptiv la maxim, dragii mei, vreau să spun că Duhul lui Dumnezeu începe în noi această provocare, că nu pornește de la noi. Că El ne sensibilizează, El ne provoacă și în modul în care noi răspundem la provocarea Lui ne duce la alt nivel. În al treilea rând, bucuria găsirii impune resetarea vieții. Dacă spui că ai înțeles, asta înseamnă că viața ta se resetează, că viața ta se aranjează într-un alt mod, în funcție de împărăția, în funcție de comoara pe care ai găsit-o. Dacă în viața ta nu există nicio resetare, dacă nu există nicio prioritizare în urma înțelegerii împărăției lui Dumnezeu, înseamnă că ai înțeles doar cu mintea ești un tip inteligent. Ești o femeie deșteaptă. Ești o femeie deșteaptă și un tip inteligent. În al patrulea rând, aș vrea să spun ce Domnul Isus spune, că acolo unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Acolo unde e comoara, acolo e și inima. Și cum aș putea eu să știu unde e inima mea, unde e comoara mea? Este simplu, dragii mei, nu este complicat. Trebuie să mă uit despre ce vorbesc eu cel mai mult. Ce activități îmi iau mie timpul cel mai mult? Unde merge timpul meu și banii mei? Înspre ce valori? Înspre ce activități? Înspre ce chestiuni se duc banii mei și timpul meu? Acolo este comoara mea. Nu este complicat, dragii mei. Nu e deloc complicat. Care ar putea fi câteva aplicații la mesajul de astăzi? Aș vrea să pun trei întrebări foarte simple. Aș vrea să te întreb dacă tu ai găsit împărăția. Dacă tu ai găsit această comoară și dacă, uh, dacă a găsirea acestei comori ți-a resetat viața. Dacă găsirea acestei comori a resetat prioritățile, dacă te-a pus într-o altă realitate, dacă te-a pus într-o altă lumină pe tine însuți, dacă tu te percepi pe tine mai bine, mai frumos, mai valoros, mai grozav decât înainte, sau încă trebuie să te rogi, încă trebuie să postești, încă trebuie să mergi la biserică, încă nu știi când sau cum sau cât experimentezi disponibilitatea de a prioritiza în funcție de împărăția lui Dumnezeu. În funcție de ce prioritizezi. Iar în final, aș vrea să vă las un alt gen de aplicație extrem de simplă. Ne-am obișnuit, dragii mei, ca dimineața când ne trezim, să vedem ce mesaj avem, cine ne-a scris, ce este nou pe Facebook, pe WhatsApp, pe sport, pe business, pe politică, pe. Aș vrea să vă încurajez la ceva, dragii mei. Este ispita noastră fiecăruia. Dimineața să aruncăm ochii în telefon. Aș vrea să te provoc să spui aplicație pe telefon sau, dacă n-ai telefon, touchscreen. Primul lucru dimineața când te trezești, ia scriptura și citește un verset, două, un psalm. Sau unde ești cu citirea Bibliei? Fă lucrul acesta cu prioritate. Dimineața când te trezești, oglindește-te prima dată în realitatea lui Dumnezeu că oricum ne oglindim după aceea în multe oglinzi deformate. Te încurajez dimineața când te trezești. Ia Scriptura, fie pe telefon, fie cartea asta fizică. Las-o deschisă de seara. Pregătește-o de seara ca să începi cu această prioritate. Și apoi în rugăciunea ta spune, Doamne, ce e prioritar pentru mine astăzi? Doamne, cum vezi Tu lumea mea astăzi? Doamne, cum să-mi resetez astăzi prioritățile în funcție de împărăția ta. Haideți să ne ridicăm. Și te provoc să iei o decizie acum, ca în fiecare dimineață să te oglindești în această realitate eternă a Lui Dumnezeu, să-ți umpli mintea și inima, să-ți umpli Duhul tău cu realitatea Lui. Și vreau să te încurajez să iei decizia asta acum, să spui, Doamne, vreau ca în săptămâna asta și zilele care vin și vreau și ajută-mă și îmi doresc să-mi resetez viața, doresc să-mi aranjez viața în funcție de împărăția ta. Haideți ca împreună să ne rugăm și să, să ne dedicăm Domnului, să facem din împărăția Lui prioritatea vieții noastre. Amin.